Liderii asociațiilor împreună pentru autostrada A8 și Moldova vrea autostradă au anunțat în Parlament că vor acționa guvernul în instanță, în cazul în care acesta nu va construi autostrada Unirii. Asociațiile spun că nu vor accepta niciun guvern care dușmănește Moldova. Reprezentanții acestora au estimat că votul din plenul Camerei Deputaților pentru executarea autostrăzii Unirii Iași-Târgu Mureș a fost dat ca urmare a presiunii puse pe parlamentari. Plenul Camerei Deputaților a adoptat proiectul de lege privind aprobarea executării obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, denumită Autostrada Unirii, ce urmează a fi finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.